Festivalul Național de Folclor Ponoare Ponoare a ajuns la cea de-a 18-a ediție, marcând majoratul acestui eveniment de prestigiu în peisajul cultural românesc. Înființat în 2005, festivalul a devenit un reper esențial pentru iubitorii de folclor, adunând an de an talente din toate colțurile țării. Bună seara, dragi invitați, participanți la majoratul Festivalului Ponoare Ponoare, în fapt la cea de-a 18-a ediție. Festivalul a crescut an de an. Sper că această ediție să fie o ediție de excepție, deoarece, urmărind concurenții, am observat că ei sunt foarte bine pregătiți și au niște calități deosebite. Anul acesta, trofeul festivalului a luat drumul Moldovei, fiind câștigat de tânără de 18 ani, Aia Cobaie Sabrina din Botoșani. Nu mă așteptam absolut deloc, dar sunt foarte bucuroasă că acest trofeu îl duc la mine acasă, la Moldova. Cu multe emoții, vă spun că este unul dintre cel mai plăcut festival de mine. Am fost și anul trecut, unde am câștigat premiul 3 și sunt atât de bucuroasă și că o să revin și la anul ca laureată să cânt. Mă bucur din suflet și Doamne ajută! Performanța ei remarcabilă a impresionat atât juriul, cât și publicul numeros, compus din peste 5.000 de spectatori. Aceștia au venit în număr mare pentru a asista la un adevărat regal folcloric, desfășurat într-un cadru natural pitoresc, lângă podul lui Dumnezeu. Am rămas profund impresionată. O locație deosebită, o organizare impecabilă. Mi se pare extraordinar. Te încarcă cu o energie pozitivă tot ce se întâmplă în jur. Am urmărit și fata de la Botoșani, mi s-a părut foarte bună. Mi s-a părut iar foarte bună și gorjanca noastră, Popescu Simina. A mai fost un băiat instrumentist care a cântat ultima dată, nu mai rețin cum îl cheamă, iar foarte bun. Adică ei toți sunt buni. Toți copiii au fost bine pregătiți. Organizarea evenimentului a fost impecabilă, contribuind la succesul festivalului. Coincidență sau nu, ediția 18-a festivalului a avut și ea o laureată de 18 ani, subliniind parcă voința divină în desfășurarea acestui eveniment. Ceață, ceață, negureață, of, of, ia-te mai de dimineață, ia-te mai de dimineață. Un festival de anvergură, un festival care își menține ștacheta, iată, de 18 ani. Sunt încântată să văd că autoritățile sunt cele care promovează și susțin cultura noastră românească, tradițiile populare. Un festival frumos, un festival care a îmbrăcat, cum spuneam, 3 zile de sărbătoare și s-au prezentat, ca să vorbim așa și despre concurenți, s-au prezentat aici, în cadrul festivalului, tinerii interpreți valoroși. A fost o jurizare grea, pot spune, pentru că am avut tineri foarte buni. Cum spuneam, festivalul este o rampă de lansare pentru tinerii artiști. Participanții au venit din toate regiunile României, de la Botoșani la Gorj, de la Prahova la Bistrița Năsăud, de la Doj la Mehedin și Argeș. Diversitatea geografică a concurenților a adus pe scenă un mozaic cultural bogat, reflectând bogăția și diversitatea folclorului românesc. Doamne ajută, cu ajutorul nostru, cu ajutorul organizatorilor care s-au conformat, am colaborat foarte bine împreună, am muncit să iese ceva ca la carte și iată că am ajuns la cea de-a 18-a ediție. Noi suntem mai tineri, facem doar de câțiva ani acest festival și ne bucurăm că an de an suntem solicitați să participăm aici. Acest festival crește de la an la an, ne bucurăm că avem concurenți din ce în ce mai buni, invitați din ce în ce mai de seamă, public din ce în ce mai numeros și suntem și noi printre invitați. Ediția de anul acesta a fost foarte bine organizată, bineînțeles și în anii trecuți și acest eveniment a fost foarte bine organizat. Mă bucur că au participat atât de mulți copii. Asta înseamnă că tradițiile, că portul popular se transmite mai departe. Dintre personalitățile prezente la eveniment s-au numărat senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. Prezența acestora a subliniat importanța culturală și socială a festivalului pentru comunitatea locală și nu numai. Am răspuns cu mare plăcere invitației domnului primar.
primar al Comunei Ponoare de a fi prezenți. Noi în fiecare an suntem parteneri acestui festival concurs și de această dată am răspuns invitației cu multă plăcere. Am fost pe scenă, chiar am și înmânat un premiu unei soliste care, începând din seara asta, își va aduce aminte de județul Medinț, de Comuna Ponoare. În concluzie, Festivalul Național de Folclor Ponoare-Ponoare și-a reafirmat rolul esențial în promovarea și conservarea tradițiilor folclorice românești, oferind în același timp o platformă de lansare pentru tinerele talente. Câștigătoarea de anul acesta, Aya Cobaie Sabrina, reprezintă cu mândrie noua generație de artiști populari, continuând tradiția cu pasiune și devotament.